În cadrul proiectului au fost înlocuite rețeaua de alimentare cu apă și cea de canalizare, a fost achiziționată o rețea de transfer de date ultramodernă și au fost făcute și lucrări de amenajare arhitecturală. Valoarea totală a fost undeva în jur de 120.000 de lei. Poate părea o sumă mică față de nevoile, față de necesarul sistemului nostru sanitar. Dar sperăm să fie un start și, ca și în alte situații, ștafeta să fie preluată de către autorități. Două direcții principale pe care le-am urmărit. O direcție ar fi confortul pacientului și interacțiunea pacientului cu sistemul sanitar în momentul în care intră, și asta ține de lucrările de arhitectură, lucrările de modernizare. Și a doua direcție a fost centrată pe necesitățile și nevoile personalului care lucrează aici. Județul Dolj ocupă locul 2 în topul incidenței TBC în România, iar ambulatoriul de pneumofiziologie reprezintă interfața Programului Național de Control al Tuberculozei. Acum e frumos, este ceva deosebit. Sunteți pacient vechi? Da. Cam de câți ani? Păi, fost 15 ani, sunt pensionat pe caz de boală. Deci știți cum arăta înainte dispensarul aici? Deci acum este... Da, e frumos. Cum era înainte? Era altfel. Toate simptomele respiratorii au adresabilitate în acest serviciu, de aici se pun diverse diagnostice și se separă pacienții pe categorii. Serviciul consultă aproximativ 2-3.000 de pacienți în fiecare lună. Tot cu fonduri strânse în urma unor evenimente, Clubul Rotary Craiova Probitas a mai reabilitat 6 saloane de la Clinica de Pediatrie a Spitalului Filantropia și a renovat ambulatorul de chirurgie orală și maxilofacială din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.